Bună ziua, comandos, și bine ați venit la Papi Kitchen. Comandos înseamnă luptător. Cine n-a luptat pentru ceva în viața lui? Toți. Și eu însumi. Hai să ne revedem după premiera de seară, care a fost un mare succes, pentru că, bine, n-a fost ea profesională, dar m-am distrat și am pus accent pentru starea emoțională care se naște atunci când se ivește o discuție între o cochilă mică, adică nepoțica mea de 3 ani și câteva luni, și Papi, adică Papi Kitchen, care a trecut de aproape, ajunge aproape la 53 de ani. A fost foarte interesant, foarte... Azuzând, la un moment dat, începea să se plictisească, am ridicat și puțin vocea să-i arăt autoritatea, atenție, nu face aia, nu face aia, dar după aceea blândețe a revenit la loc și am petrecut niște momente de antologie. Dacă a fost premieră, sigur, cred că nu știu, dacă o să mai fie vreuna, numai dacă altă dată va mai fi lângă mine și va fi tot așa de spontană, că nu-mi place să regizez. În orice caz, copiii nu regizează niciodată, le scoate din top. Haideți la comanda bonus sau la sfatul bonus. Din cele 10 porunci pe care vi le-am porunci, sfaturi pe care vi le-am dat ca să fiți sănătoși. Într-un alt video viitor o să revin la cele 10 în care o să le reamintesc și să vorbesc în mod special despre aceste 10 porunci care sunt pernă sau sunt căpătâi la patul meu pentru mine și care sunt sigur că și pentru unii dintre voi, nu pentru toți, o să fie același lucru, pentru că sunt numai sfaturi interesante. Le-am cules și eu de prin multele știam, multele le-am cules și eu de prin cărți, de prin la televizor, de prin la YouTube, de prin vorbe adunate din bătrâni și așa mai departe. Deci, bonusul 11 este și cel mai important totuși. Este să vă creșteți bugetul pentru alimente. Dacă voi faceți lucrul ăsta, să știți că sănătatea vă va mulțumi. Pentru unii mai târziu, adică mai la bătrânețe, pentru alții mai la tinerețe, că nu există numai oameni bătrâni care sunt bolnavi, mai există și tineri. Nu vreau să vă sperii când vă vorbesc de boală, dar trebuie să înfruntăm realitatea așa cum este. În același timp, mai uitați-vă și la farfurie, ce pun și cum se transformă la sfârșit dintr-o farfurie neagră într-o farfurie plină de culoare și voie bună. Deci, în ziua de astăzi, și puțin în Franța, în ziua de astăzi, bugetul pentru alimente nu a fost niciodată atât de mic. Și, într-adevăr, chiar și odată vorbeam cu soția cum putem să facem mai multe economii și, prima oară, ne-am gândit să reducem de mâncare. Când ne-am zis că mai și slăbim, mai facem și atenție, adoptăm și un alt stil de vil și, într-adevăr, atunci când le duci de mâncare, cauți lucruri mai alese, le mănânci cu atenție și arunci mai puțin la gunoi. Atunci când ai din abundență, se aruncă foarte mult la gunoi. Dar în ziua de astăzi, oamenii, din păcate, dorește să investească sau să piardă mai mulți bani în lucruri inutile, cum ar fi reinorirea an de an a smartphone-elor, a telefoanelor portabile. Ei, da, toți trece până asta. Nu și eu, totuși, că îl renuiesc la 2 ani. Dar sunt făcute să nu reziste mai mult de 2 ani, mai ales când le exploatezi mult. De aceea trebuie să cumpăr totdeauna altul. Sper să-l țin pe ăsta, care l-am 10 ani. Da. Deci telefoane, televizoare, computere, haine, abonamente digitale pe internet, etc., etc. Deci în contrapartidă sunt gata să se uite și la cel mai mic bănuț atunci când se duce la piață să cumpere un kil de castraveți. Deci na, dacă vreți să fiți sănătoși, nu uitați că acest aspect contribuie la sănătatea noastră viitoare și faptul acesta poate avea o influență foarte, foarte mare asupra noastră. Am terminat sfatul, câteva minute, câteva secunde să vă spun despre această farfurie
care a fost tot așa o idee ce mi-a trecut prin cap de manieră spontană. Ați văzut că am adăugat și un ou crud cu niște sare, cu niște piper acolo, cu niște flori de dovlecel care mai sunt încă. A fost un rezultat uimitor de bun și de gustos și de sănătos în plus. O combinație perfectă între vegetale și proteine animale. Vă îndemn cu dragoste, cu voie bună, să vă mai gândiți și la astfel de farfurii și câteodată să mai uităm cărniza aia care o băgăm în noi din abundență. Nu uitați, mâncare sănătoasă, un corp sănătos. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire pe data viitoare, adică mâine. Ciao, ciao!